Hai că încep videoclipul ăsta bine. Gata. Trebuia să-i strâng oglinda când am plecat de acasă. Dar am uitat de ea, s-a desfăcut din cauza vibraților. Dar lăsând asta la o parte, astăzi avem la review o nouă motocicletă. Și este vorba despre Sim NHX125, un naked prezentat de cei de la Sim la un buget atât de mic. Pentru ceea ce poate și pentru ceea ce are pe ea, motocicleta asta consider că este unul dintre cele mai bune best buy-uri pe care ar putea să le facă orice începător și nu numai. Este o motocicletă de doar 10 cai putere. Cred că 11 cai putere la Euro 5, modelul pe care îl avem noi astăzi, dar nu se simte diferența aceasta. Și spun asta pentru că este atât de eficientă încât uiți să ajungi cu ea la benzinărie. Seamănă foarte mult cu scooterul pe care l-am avut la review acum puțin timp și cu ocazia asta le mulțumim pentru aceste două jucării cu care m-am distrat la nebunie, cred că undeva la 3 săptămâni. Avem cu ea peste 150 de kilometri, timp în care ne-am stregurat prin traficul din București, am filmat un dual vlog cu Marius de la Bucharest Bike Traffic și am ieșit cu el și în afara Bucureștiului. Și trebuie să recunosc, m-a surprins și m-a surprins plăcut, pentru că la 3000 de euro avem o motocicletă de 125 cm cub care consumă extrem de puțin și vom reveni și la acest subiect. În bord avem un indicator de treaptă care afișează treapta în care suntem, indicator de benzină, viteza, turometrul, ceasul, un voltmetru integrat, o priză de 5V și 2A aici, deja integrată pe motocicletă, unde putem să încărcăm telefonul, bateriile, camerei sau orice alte accesorii vrem noi. Și pe lângă asta avem LED față-spate, un far care luminează aproape la fel de bine precum cel de pe Sim Jet 14125. Și să nu mai zic, în banii ăștia vine și cu ABS. Chiar dacă nu avem o furcă upside down pe față sau nu avem amortizoare reglabile, ABS-ul cred că este un feature mai important de care ar trebui să ținem cont, pentru că este vorba despre siguranța noastră. Și uite, chiar dacă e un 1.25, prin trafic se stricoară atât de ușor, pentru că e ușoară. Le-a la 140 și un pic de kilograme la plin și chiar are zvâg, nu se întâmplă să rămâi în urma traficului și să pățești ca pe multe alte modele de 50 sau 80, să fii claxonat sau să îți spună alți participanți la trafic viața în pericol. Bordul este unul simplu și deja v-am prezentat o mare parte din el. Avem indicatoarele de benzină, indicatorul pentru fază lungă, ABS, semnalizări, check engine, neutru și un buton de oil. Nu prea vrem să se aprinde acela și nu cred că ar fi cazul, pentru că din câte am discutat cu băieții de la Sim, au mai multe persoane și mai multe cunoștințe cu care au discutat, care au cumpărat acest model, dar varianta de Euro 4, și au ajuns să aibă peste 30.000 de kilometri. Să ajungi cu un motor de 1.25, așa cum zic mulți, China, Pakistan, low budget, proaste la fiese, no, e imposibil să ajungi la 30.000 de kilometri dacă ar fi cazul de așa ceva. Și tocmai din acest motiv îmi permit și vreau să discut cu voi despre astfel de modele. Odată ce se ajunge la peste 30.000 pe un monocilindru, care știm cu toții nu este neapărat cel mai fiabil motor, trebuie să recunoaștem că avem piese de calitate și că nu vom avea probleme de genul abandon în mijlocul drumului sau stricăciuni care apar la sute de mii de kilometri de casă. Marius a făcut un videoclip cu un Sim de 250 parcă sau 300 cu care a plecat până în Danemarca și dacă a făcut asta, nu văd de ce ar fi o problemă cu cele de capacitate mai mică. Și trebuie să recunoaștem, de multe ori nici nu avem nevoie de 50, 100, 200 de cai putere pe străzile din România. Nu, e foarte periculos și mai bine mai încet și mai sigur decât să regretăm. Dar gata cu vorba și hai să vă prezint motocicleta! Thank you.
așa cum am spus, aceasta este motocicleta SIM NHX 125 de centimetri cubi, care de fapt are un propulsor de doar 124 de centimetri cubi, cu 4 valve pe cilindru, un singur piston, monocilindru evident, dar ceva deosebit față de ce am întâlnit până acum este răcirea pe aer. Înseamnă că nu avem o răcire pe lichid cu un radiator, iar asta pentru că SIM a decis să nu scoată toți caii din acest propulsor și să nu îl încălzească atât de mult. Pentru că avem undeva la 11 cai putere la 8500 de rotații pe minut și 9,6 Nm cuplu la 6500 de rotații pe minut. Ceea ce înseamnă că această motocicletă poate fi condusă legal cu categoria A1. O să trec destul de repede prin accesoriile pe care le are și prin echiparea ei, așa că vom începe direct cu partea din față. Iar în partea din față vom găsi o furcă normală, care nu este ajustabilă, nu este upside down, dar care își face treaba suficient de bine pentru o motocicletă de doar 143 kg, iar în partea din spate un amortizor simplu. Tot aici în spate găsim și pneul de 130 de mm pe 70 pe 17, iar în față 110 pe 70 pe 17. Pneuri normale ce se găsesc foarte ușor pe piața din România și mai ales la o dimensiune suficiente mare cât să permită trecerea peste denivelări, peste tot felul de hopuri și mai ales peste liniile de tramvai pe care mulți dintre noi le întâlnim. Asta pentru că o roată cu cât este mai mare, cu atât trece mai ușor peste obstacole. Tot în zona frontală găsim și singurul disc de pe janta din față de 260 de mm alături de un etrier cu două pistonașe, iar în spate avem un disc de 222 de mm ajutat de un etrier tot cu două pistonașe. Dacă punem contactul, în primul rând vom observa farul puternic care este LED, apoi stopul care este tot LED, iar apoi semnalizările stânga, dreapta, alături de releuri și încă două lucruri pe care le-am observat, pe care mai greu le observ la o motocicletă de 1.25. Avem un buton de avarii, iar apoi un buton de flash, ceea ce e un feature destul de bun, mai ales în momentul în care vrei să atenționezi pe cineva pentru că nu te mai chinui cu fază scurtă, fază lungă, pur și simplu te folosești de butonul de flash. Vom lua contactul pentru a nu consuma bateria și vom continua cu rezervorul. Un rezervor de 11 litri care pare masiv, dar nu este chiar așa mare, sunt doar carenele care ajută să aibă o formă puțin mai drăguță și puțin mai agresivă, zic eu. Iar apoi ajungem la așa, o înălțime a șei de 780 de mm, ceea ce la 1,73 m cât am eu se vede că e mai mult decât suficient. Și acum la sfârșit, pentru că mi-am amintit asta și e bine de menționat, această motocicletă are o cutie cu doar 5 trepte de viteze, ceea ce la început pentru mine a fost un pic ciudat. Eram obișnuit cu 6 și de multe ori căutam a 6-a. Dar deși un sticker de pe rezervor, care este destul de mare, este galben și îți evidențiază ție ca pilot și ca motociclist că ai doar 5 trepte de viteze, am plecat de la băieții de la SIM, cred că vreo 20 de kilometri, tot căutam a 6-a, tot vedeam doar 5 trepte de viteză în bord și nu înțelegeam ce se întâmplă. Evident, instrucțiunile și manualul sunt niște lucruri pe care trebuie să le avem în vedere și pe care trebuie să le citim înainte de a folosi motocicleta. Am zis ok, am ceva experiență, plec direct cu motocicleta, ce se poate întâmpla? Caut a 6 și nu o găsesc. Asta se poate întâmpla. Iar acum nu știu dacă o să se supere sau nu băieții de la SIM pe mine, dar vreau să vă arăt cât de ușoară este de fapt și cred că mai avem undeva la 5 liniuțe de benzină. Stai să se aprindă 4. 4 din 6 e aproape plin rezervorul. E atât de ușoară încât dacă o pui pe cric, o ții cu o mână. Acum nu aș recomanda să facă oricine asta pentru că trebuie să-ți intri puțin în mână și știu că nu toate cricurile sunt la fel de rezistente, dar motocicleta pur și simplu poate fi întoarsă după bunul tău plac. Pe lângă cricul lateral avem și un cric central, ceea ce poate ajuta la curățarea lanțului mult mai ușor, plus controlarea și lucrarea la motocicletă mult mai ușor. Și din nou, dacă avem cric central, înseamnă că avem și asta. O nouă modalitate de a întoarce motocicleta așa cum vrei tu, dar cu mare grijă pentru că am rupt deja o manetă. Stând la semafor, nu vreau să o rup și pe a doua și mâine trebuie să le duc băieților de la SIM motocicleta înapoi. Iar acum concluzia. Motorbike, ce zici? Merită cumpărat o astfel de motocicletă sau nu? Și trebuie să fim sinceri, să nu mințim pe nimeni și să spunem adevărul, chiar dacă acesta s-ar putea să doară. Dar da, mi se pare o alegere foarte bună, mai ales ținând cont de prețul scăzut pe care îl are, pentru că la 3100-3200 de euro,
cu programul Rabla poate fi cumpărat undeva la 2100 de euro, adică în jurul prețului de 10.000 de lei. Iar asta pentru o motocicletă nou-nouță cu 2 ani garanție la care nu ar trebui să ai nicio problemă, o grămadă de kilometri. Știm cu toții, motociclete uzate de pe OLX aduse din străinătate pentru piața din România, unde oamenii cumpără fără să cunoască ceea ce cumpără și după aia regretă instant. Aici, odată ce ai probleme cu el, te duci la băieții de la SIM pe garanție și schimbă tot ce avea nevoie. Și aici fie vorba între noi, băieții de acolo chiar se ocupă de motociclete. Și din nou am rămas surprins, plăcut, impresionat chiar de atitudinea lor și de faptul că ei sunt acolo de fiecare dată pentru clienți. Atitudinea pe care o au, abordarea pe care o au, felul în care discută cu clienților și mai ales ajutorul de care dau dovadă de fiecare dată când a fost cazul. Big thumbs up, băieți, pentru că dacă nu știți din videoclipul anterior, am căzut cu motocicleta aceasta undeva la un semafor, iar în momentul în care am pus piciorul jos, am alunecat pe soluția cu care spală băieții din București. Am zgriat puțin motocicleta pe partea stângă, aici pe carenă, și instant a plesnit maneta de ambreiaj. Dar cu un telefon la băieți, m-am ajutat instant cu a doua manetă de ambreiaj, pe care am schimbat-o foarte simplu și care mă ajută să mă prind cu motocicleta în continuare. Și ca de obicei, hai să începem cu notele și vom începe cu aspect, unde arată bine, da, nu este cea mai drăguță, dar în niciun caz nu este urâtă și tocmai de aceea va primi nota 6. Farul, partea frontală, arată foarte bine. Din lateral arată mai mult decât oferă, pare o motocicletă de capacitate cilindrică mai mare. Bordul, decent, nu zic că e urât, chiar îmi place, dar micile detalii din jurul bordului trebuie să recunosc că nu sunt neapărat premium, dar trebuie să ținem cont de faptul că este o motocicletă de buget. Apoi trecem la capitolul manevrabilitate, iar aici va primi nota 7. Este un naked clasic cu un unghi de bracare clasic pentru o astfel de motocicletă. Sincer, am condus un model asemănător care braca mult mai mult și mă așteptam ca la 1.25 să avem ceva mai mult unghi de bracare, o distribuție a greutății de 50-50, ceea ce înseamnă că greutatea motocicletei este împărțită 50 pe roata față, 50 pe roata spate, din nou manevrabilitate crescută și pneuri de 110 cu 130, foarte ușor de aruncat de pe o parte pe cealaltă, da, mai mult decât decent comparativ cu alte modele competitoare. Apoi trecem la capitolul popularitate, unde trebuie să spun cu regret, îmi pare rău că va primi doar nota 2, dar asta pentru că încă nu sunt cunoscute, nu sunt foarte bine cunoscute și oamenii încă nu au aflat de ele. Dar tocmai de aceea facem și aceste videoclipuri, pentru ca oamenii să vadă de fapt cât de drăguțe sunt, cât de amuzante și cel mai important, cât de frumoase și magile sunt. Sper sincer că această notă peste 2-3 ani să ajungă spre 8-9, poate chiar 10. Dar asta doar după ce oamenii se vor convinge de ceea ce oferă acest producător. Iar apoi trecem la accelerație, unde va primi nota 3. Da, nu este cea mai puternică, nu este cea mai agilă, nu este cea mai mânărăvașă, dar prin oraș, unde vrei să te strecori, să poți ajungi primul la semafor și să pleci de acolo înaintea tuturor, nu ai nevoie de mai mult. Top speed-ul nici el nu este cel mai mare și tocmai de aceea vom rămâne tot la nota 3. Dar așa cum am menționat anterior, nu prea ai nevoie de mai mult de atât. Cu o viteză maximă de 110 km la oră pe încercate, în afară de autostradă, nu prea am găsit cazuri în care să nu fie suficient pentru oraș, pentru ceea ce am făcut eu acum, adică am filtrat tot traficul ăsta, nici nu ai unde să prinzi 110 km la oră. În schimb, dublăm nota pentru capitolul frâne, unde va primi nota 6, iar asta pentru că avem un sistem ABS și da, este o frână decentă care te oprește în timp. Și chiar dacă avem doar un singur disc pe față, își face treaba de fiecare dată. Iar sistemul ABS de fiecare dată te va ajuta.
Și dacă cel puțin o singură dată a intervenit și te-a scăpat pe tine din a cădea, atunci cu siguranță și-a meritat investiția. Dacă mi-aduc bine aminte, modelul Euro 4 venea cu CBS, adică Combined Braking System, iar asta însemna că în momentul în care frânai spatele, frâna și fața, iar când frânai fața, frâna și spatele. Aici SIM a schimbat puțin abordarea pentru a putea omologa această motocicletă sub norma Euro 5, de unde, din câte știu, sunt obligatorii sistemele ABS pe motociclete. La capitolul features, trebuie să recunosc că nu este cea mai echipată, dar din nou, ținând cont de raportul calitate-preț, mai mult decât avem nevoie și tocmai de aceea va primi nota 4. Spun asta pentru că poate o furca upside down ar ajuta la o manevrabilitate mai bună. Poate un cruise control, poate câteva feature-uri pe care le-am văzut chiar și pe alte motociclete de 1.25 ar fi folositoare, dar aici este într-adevăr o motocicletă de buget și avem indicator de treaptă, așa cum am menționat, avem indicator de benzină, nu doar un simplu bec care să se aprindă și noi să ne panicăm că nu avem de unde să alimentăm, și o priză plus LED-uri. Și uite, accelerează decent, ajungem imediat la 60 la oră, nu depășim limita legală și ne strecurăm din nou printre mașini. Și hai să testăm și frânele. Frână. Într-adevăr, nu oprești instant. Mi se pare că sistemul de frânare ar putea fi îmbunătățit, poate la o versiune mai nouă, dar nu știu dacă am pățit vreodată să mă panichez că nu voi opri în timp. Și uite cât de ușor mă strecor cu ea, chiar dacă e plin, tot Bucureștiul ăsta e plin. Eu e 6 și 1 minut, toată lumea iese de la muncă, toată lumea stă în trafic, mai puțin noi, care imediat vom filtra tot traficul acesta, pentru că oamenii, mersi, ne și lasă în față și e drăguț să vezi asta. În schimb, vom ajunge la o notă mult mai mare și anume cea pentru consum, pentru că cu un consum de doar 2,5 litri, mersi, la 100 de kilometri, uiți să treci pe la benzinărie. Pur și simplu poți să mergi câte 400 de kilometri pentru că avem un rezervor de 11 litri, iar consumul de 2,5 îți permite să depășești bariera de 400 de kilometri. Chiar și Hornet-ul meu, cel pe care îl am acum, cred că ajunge să fie pe rezervă undeva la 300 de kilometri. Nu prea ajung cu el la 400, oricât de încet aș merge, dar se pare că SIM-ul de 1.25 poate face asta. Și rămânem la notele mari pentru că ajungem la greutate, iar cu 143 de kilograme la plin, este una dintre cele mai ușoare motociclete, ceea ce o face ideală pentru începători, pentru fete, iar aici pentru a nu arunca cu pietre, spun asta pentru că de cele mai multe ori fetele sunt mai micuțe, mai ușurele și nu au atât de multă forță în picioare, ceea ce înseamnă că de multe ori e nevoie, mai ales la motocicletele mari, să depui un extra efort pentru a nu cădea. Aici, 140 de kilograme, poate să fac oricine așa cu ea, nu doar eu. Și nu înțeleg de ce unii ar vrea să se complice cu atât de multe kilograme, 170, 180, 200, când ai putea să-ți iei ceva de 140 cu care să te strecori, să te joci prin trafic, să te distrezi până la muncă sau până acasă și să ajungi de fiecare dată cu zâmbetul pe buze. Și din nou rămânem la notele mari pentru că ajungem la capitolul oraș, unde, după cum bine se poate observa, își face treaba aproape perfect și tocmai de aceea va primi nota 8. Super, mersi mult deloc, apreciez. Uite, așa se face, mulțumesc mult, trecem și pe lângă poliție fără să avem probleme, schimbăm banda, dar aici veți înțelege de ce nu primește 10. Pentru că e limitată, stânga, dreapta, de un unghi de bracare ceva mai mic. 10 a primit SIM Jet 14, care întorcea aproape pe loc. În schimb, la capitolul sport, trebuie să recunoaștem că nu este o alegere pe care am putea să o facem și tocmai de aceea va primi doar nota 2. Cu o putere atât de mică, nu este capabilă să facă ce fac multe alte motociclete pe viraj, pe zone unde ai vrea ceva mai mult ca ai putere, dar nu la început, asta e bine de știut. Și cred că este o notă bine meritată, dar asta nu înseamnă că nu poți să intri cu ea pe circuit, asta nu înseamnă că nu poți să mergi tare cu ea, ci pur și simplu s-ar putea să ai nevoie de puțin mai mulți cai putere și de o altă ciclistică, mai ales ținând cont de faptul că nu avem suspensie
față upside down și nici reglabilă. Și continuăm cu o notă mică la Touring, unde va primi 3. Asta chiar dacă are un consum foarte scăzut. Nu primește o notă mai mare pentru că nu are un parbriz, pentru că nu are o putere care să te ajute la drum lung în momentul în care vrei să ții un pasager cu tine sau poate să iei niște bagaje, pentru că într-adevăr 10 cai pentru mers constant câte 400-500 de kilometri s-ar putea să fie prea puțin și s-ar putea să te chinui în depășiri, în mersul pe curbe, la deal, la zone care necesită o capacitate cilindrică mai mare. Și pentru că șaua e ceva mai tare decât m-aș fi așteptat, mi-aș fi dorit sincer o șa mai moale care să crească puțin confortul și care să îți permită ție să stai ore în șir fără să simți că ești pe motocicletă, dar cred că asta se poate rezolva ulterior. În schimb, ajungem la preț, iar la preț, aici vine surpriza mare, pentru că avem o motocicletă nou-nouță la doar 3150 de euro și care poate fi achiziționată prin programul Rabla la puțin peste 10.000 de lei. E o sumă oricum infimă pentru o motocicletă nouă și cred că este într-adevăr una dintre cele mai bune achiziții pe care ai putea să le faci. E absolut normal să nu ai așteptări de a merge și de a te simți ca pe un S1000RR 2021, pentru că e clar alt buget. Dar te duci din punctul A în punctul B, te distrezi, întâlnești o grămadă de mulți alți oameni faini și până la urmă îți faci treaba cu ea. Iar pentru asta va primi nota 7. Iar apoi ultima notă din acest clasament este nota personală, care este 5. O notă de mijloc, zic eu, așa cum este și motocicleta, pentru că știu că pe alocuri ar putea avea lucruri mai bune, dar din nou trebuie să ne gândim la raportul preț-calitate. Aș fi vrut mai mult, da, pe aici, pe acolo, ceva mai mult, poate o suspensie spate reglabilă, poate pentru cei care au greutate mai mare, eu am 65 de kilograme, dar pentru mine s-a nimerit să fie bună. În schimb, la peste 90-100 de kilograme, s-ar putea să nu mai fie atât de comodă. Calitatea materialelor? Da, ergonomica se simte destul de bine și mi se pare că nu se simte prețul mic. De multe ori aici se văd diferențele de preț, adică te cam aștepți la 3000 de euro ca întrerupătoarele astea să se simtă foarte prost, pardon, nu am vrut să fac asta, să simți tot felul de vibrații nefirești, dar aici nu este cazul, ceea ce, din nou, este un lucru bun. Iar cu un total de 77 de puncte, SIM NHX 125 ajunge pe locul 11 în clasamentul nostru. Da, într-adevăr, are câteva dezavantaje, dar pe de altă parte are o grămadă de multe avantaje de care ne putem bucura cu toții. Fiecare dintre noi știm clar ce așteptări avem de la o motocicletă, știm clar ce vrem să facem cu ea și bazându-ne pe notele și pe clasamentul pe care l-am stabilit, cred că putem lua o decizie importantă în ceea ce privește viitoarea noastră achiziție. Fie că ești o fată care caută o motocicletă mai micuță, mai ușoară și ceva mai liniștită pentru a începe viața de motociclistă, fie că ești un puști la 16-18 ani și vrei să ții ceva pentru a intra în lumea aceasta a motociclismului, fie că ești deja experimentat și pur și simplu nu ai nevoie de mai mult, SIM NHX 14 consider că este o alegere pe care trebuie neapărat să o ai în vedere. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți cei mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!